Ovaliza, cele mai frumoase călătorii în lumea cărților pentru copii Jack și vrejul de fasole Poveste populară engleză A fost odată o biată văduvă care trăia alături de fiul ei, Jack Când singura lor avuție, o vacă de lapte îmbătrânii Mama îl trimise pe Jack să o vândă În drum spre târg Băiatul întâlni un drumeț tare ciudat. Îți dau cinci boabe de fasole fermecate în schimbul vacii tale, îi propuse străinul. Jack șovăind de lung, dar apoi primi și făcu schimbul. Când se întoarse acasă, mama îl certă cu asprime. Ce ai făcut, netrebnicule? Cu banii. Trebuia să cumpărăm un vițel. Apoi, furioasă la culme, luă cele cinci boabe de fasole și le aruncă pe fereastră iar pe băiat îl trimise la culcare cu burta goală. A doua zi dimineață, Jack ieși din casă și a avut o surpriză nemaipomenită. Un vrej uriaș de fasole crescuse peste noapte lângă casă. Boabele de fasole chiar erau fermecate, se gândi băiatul și, curios din fire, se cățără pe vrej până ajunse în vârf, deasupra norilor. Privind de jur împrejur, văzu în apropiere un castel mare. Cine o locuie acolo? Se întrebă el mirat. Apoi zări o potecă lungă ce ducea la castel și o urmă până în fața porților mari. Bătut de mai multe ori, dar nu deschise nimeni. Cu mare greutate reuși să împingă o poartă de fier, care în cele din urmă se deschise scârțâind. Ce cauți aici?" auzi el deodată un glas tunator. În fața lui, o femeie uriașă îl privea încruntată. Jack Dădu din colț în colț și abia izbuti să spună M-am pierdut, nu mi-ați putea da ceva de mâncare? Femeia, care nu avea copii, îl privi bunată. Intră, o să-ți dau un castron de lapte Dar fii atent că soțului meu, căpcăunul, nu-i prea plac copii Jack tremura de frică, dar intră Abia-și termină laptele că afară se auzi o mare hărmălaie Se întorcea căpcăunul Uf! Simt miros de copilaș!" răcni el cu glas înspăimântător. Repede! Ascunde-te!" șopti nevastă s-a împingându-l pe Jack în cuptorul din bucătărie. A fost vreun copil în încăperea asta?" întrebă unul bănuitor, adulmecând și cercetând cu privirea peste tot. Ce copii visezi?" răspunse nevasta. Așează-te că-ți pregătesc cina!" unul mormăind, își înghiți la comasa. Apoi, după ce-și numără monedele din comoară, a dormi. În scurt timp, castelul răsuna de sfărăiturile lui asurzitoare. Și Jack, ieșind încet din cuptor, văzu monedele de aur pe masă. Iute umplu un săculeț și fugi fără să facă zgomot. Când puse piciorul pe pământ, o găsi pe mama lui așteptându-l. De cum îl văzut pe Jack coborând din vrej și ridicând biruitor săculețul plin de monede, biata femeie, care se speriase la vederea vrejului uriaș, îi izbucni într-un plâns cu sughițuri, din care se opri abia după ce băiatul îi povesti tot. Jack și mama lui erau în sfârșit fericiți. Dar, cu timpul, monedele se împuținară, apoi se cheltui și ultimul bănuț, iar Jack se gândi să se întoarcă la castelul de dincolo de nori. De data asta, băiatul se ascunse în bucătărie fără să fie văzut. În scurt timp, căpcăunul sosiă acasă și puse pe masă o găină fermecată, care făcea ouă de aur. Jack văzu minunea și în timp ce căpcăunul dormea, o înșfăcă și o luă la fugă. Dar gălăgia făcută de găină îl trezi pe căpcăun. Hoțul! Hoțul! auzi el dinspre castel dar ajunsese deja departe. Și de data asta mama le aștepta îngrijorată lângă tulpina uriașă și îl întrebă dezamăgită. Ai furat numai o găină?" Dar Jack alerga vesel prin curtea din fața casei. Așteaptă și o să vezi!" răspunse el. Într-adevăr, după puțină vreme, cu un cod codăcit voios, găina a făcut un ou de aur. Și așa în fiecare zi fără greș, noi stăpâni găseau câte un ou de aur. Acum erau bogați, dar nu întotdeauna bogăția e de ajuns pentru ca oamenii să fie fericiți. Într-o zi, mama lui Jack se îmbolnăvi. Toți doctorii care fură chemați nu reușeau să înțeleagă ce boală avea. Femeia era tristă și mânca din ce în ce mai puțin. Jack Pradă de din nu știa ce să facă. Tot aurul pe care îl dăruia găina nu era de ajuns să o vindece pe mama lui. Atunci îi veni o idee. Și dacă m-aș întoarce din nou la Căpcăun, poate aș putea găsi acolo leacul de care am nevoie. Își spuse băiatul. Îl trecură fior de teamă, dar gândul că și-ar putea ajuta mama îi dădea curaj să mai încerce odată. Într-o seară se cățără din nou pe vrejul uriaș. De data asta intră în casă pe o fereastră lăsată deschisă. Se furișă prin întuneric până în bucătărie și se ascunse într-o oală mare unde rămase până a doua zi. După ce își termină prânzul, unul se duse să ia o harpă fermecată care cânta minunat de frumos și legănat de această muzică dulce, a dormit. Din ascunzișul lui, Jack ascultă vrăjit melodia suavă și în sfârșit, când îl auzi fărăind, săltă capacul oalei și văzu instrumentul miraculos, o harpă cu totul și cu totul de aur. Se urcă iute pe masă, își făcă harpa și o zbughi cu ea în mâini, dar instrumentul îl trezi pe căpcăun strigând. Stăpâine, trezește-te, un hoț mă fură! Căpcăunul se trezi într-o clipă și porni pe urmele lui Jack. Băiatul a alerga cât putea de repede, dar harpa și tot striga stăpânul. Taci, taci! Dacă vei cânta pentru mine, te vei simți mult mai bine!" îi spunea bietul Jack, care gâfâia mai să-și dea sufletul de cât de repede alerga. În sfârșit, ajunse în locul unde frunzișul vrejului uriaș, răsărind dintre nori, formase un hățiș. Târându-se, Jack ajunse fără să fie văzut la trunchiul vrejului și își dădu drumul în jos. Spre norocul lui, harpa tăcuse. Ar fi fost rău dacă hapsânul de căpcăun l-ar fi văzut coborând pe vrejul de fasole. Când atinse pământul, își strigă mama. Uite ce ți-am adus! Ca prin farmec, la uzul muzicii suave a harpei, mama zâmbi din nou după multă vreme. Dar acolo sus, printre nori, mai era cineva care auzise sunetul fermecat. Și Jack își dădu seama cu spaimă că vrejul uriaș se clătina sub o greutate mare și neobișnuită. Mamă, ascunde harpa și adumi repede o secure. Trebuie să tai vrejul înainte să vină căpcăunul, spuse Jack. Cizmele uriașe se zăreau deja, când vrejul se prăbuși cu o bubuitură cu tremurătoare, trăgându-l pe căpcăun într-o prăpastie din apropiere. Jack, în sfârșit, nu mai avea de ce să se teamă. Sunetul fermecat al harpei o vindecase de tristețe pe mama sa, iar femeia era din nou veselă și mulțumită. Găinușa făcea în continuare în fiecare zi câte un ou de aur. Iată câte se mai schimbaseră de când băiatul primise cele cinci boabe de fasole fermecate de la drumețul ciudat. Și-am încălecat pe o roată și v-am spus povestea toată. Bibliovaliza, un proiect al Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba și al Consiliului Județean Alba.